Din Evanghelia după Luca, capitolul 7, vom începe citirea cu versetul 11. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și norod mult. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă. Și cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Domnului, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și a zis, nu plânge. Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis, tinererule, scoală-te, îți spun. Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi maicii lui. Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Vestea aceasta despre Iisus s-a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile. Amin. Vă rog să ocupați locurile și îl invit pe Cătălin să aducă jertfa înaintea Domnului. Și în mâini cu al tău ciocan, nu privi acum cum curge sângele și voi din mine, că cel curge să te spele, să te curățe pe tine. Voi preoți cu barbă lungă și mantie străvezie, puneți-mi pe cap cunună, poate și despin să fie. Dezbrăcați-mă de haină, lăsați biciul să lovească. Tot ce scris în vechea carte trebuie să se împlinească. Ridicați acum crucea sus pe culmea cea mai înaltă, cei care s-acolo în vale ca să poată să mă vadă. Eu îmi dau a mea viață pentru pacea ta, Sioane, ca să mântuiesc pe cine crede în amele rane. Tu, Cezar, ce aveai putere ca să scrii cu a ta mână și să o sândești la moarte pe acel ce n-are vină, să-ți aduci acum aminte ce le-am spus la ucenici, că după a mea îngropare eu o să-mi viez de aici. Cum a scris Pilat pe tabla ce-mi umbrește căpătâiul, eu sunt împăratul veșnic care va învia întâiul. Iar a mea viață întreagă va fi sfântă temelie, pe care o să se zidească cea mai mare împărăție. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Deseori, atunci când suntem în preajma cinei, poporul lui Dumnezeu își aduce aminte și evocă suferința Domnului Iisus Hristos și deseori inima noastră devine extrem de sensibilă, amintindu-și cum Domnul Iisus Hristos a fost biciuit până la sânge, cum Domnul Iisus Hristos a fost dezbrăcat, cum a fost ocărât, a fost scuipat, a fost lovit cu trestia în cap
și disprețuit, spunând, prorocește cine te-a lovit. Ne aducem aminte de piroanele care au străpuns mâinile și picioarele Domnului Iisus Hristos și modul în care a agonizat pe cruci. Dar la fel de bine trebuie să ne amintim, iubiții Domnului, că aceasta a fost voia sfântă a Lui. El pentru aceasta a venit să-și dea viața ca preț de răscumpărare. Pentru aceasta a venit și în toate aceste lucruri inimaginabile, în cruzimea aceasta, noi să înțelegem două adevăruri simple. Natura umană e pierdută. Niciodată omul nu poate moșteni, carnea și sângele nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. Să ne fie frică până și de cămașa mânjită de carne și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, izbăvește-ne că suntem niște oameni atât de slabi. Firea aceasta pământească pândește la fiecare pas. Și dacă nu vom fi niște oameni care să veghem asupra vieții noastre, oricând putem fi trântiți și după ani de credință. Și al doilea adevăr pe care să-l înțelegem este că doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos putem să ridicăm capul sus. Doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos putem înălța capul și să spunem, în El avem credință, în El este izbăvirea, prin credința în El putem să ridicăm capul. În ziua de astăzi, iubiții Domnului, aș vrea să mă apropii de inima noastră cu un mesaj. Un mesaj care pornește de la o rostire a Domnului Iisus Hristos către această femeie extrem de îndurerată. Biblia spune că Domnul Iisus Hristos se apropia de cetatea Nain și la intrarea în cetatea Nain, acolo un cortegiu mortuar însoțea pe o femeie văduvă, fără bărbat, care ducea la groapă pe unicul său copil, pe singurul său născut, un tinerel. Cuvântul tinerel arată faptul că acest copil cel mai probabil era adolescent. O durere în fața căreia probabil cei mai mulți dintre noi am fi muțit. Și Domnul Iisus Hristos, când se apropie de această femeie, de această văduvă, îi spune un cuvânt care pentru noi, oamenii care suntem din țărână, oameni care suntem de multe ori atât de slabi în fața vieții și a evenimentelor ei, un cuvânt care pare foarte dificil de înțeles. Domnul Iisus Hristos îi spune, nu plânge. Pare atât de neomenesc, pare atât de rupt de ceea ce se întâmplă. Era ca și cum Domnul Iisus Hristos avea privirea îndreptată spre altceva decât spre ceea ce vedeau toți. Cu siguranță Domnul Iisus Hristos vedea mai mult decât văd cei care erau prezenți acolo. Și aș vrea în această zi să înțelegem de ce trebuie în fața greutăților, în fața vieții, să ascultăm mai degrabă de îndemnul Domnului Iisus Hristos care ne spune, nu plânge, ștergeți lacrimile. Pentru că Domnul Iisus Hristos face lucrare în viața noastră. De aceea aș vrea să ne uităm cu atenție și să vedem un lucru pe care Biblia îl spune. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și a zis, nu plânge. Și urmează o explicație, urmează ceva ce fiecare dintre noi trebuie să înțelegem. Apoi, spune cuvântul lui Dumnezeu, apoi, după ce a rostit aceste cuvinte, s-a apropiat și s-a atins de raclă. Racla era acea margine a sicriului, s-a atins de raclă. Și spune Biblia în continuare următoarele cuvinte. Cei ce o duceau, s-au oprit. În toată această suită, în toată această întâmplare, singurii care n-au avut nici ochi, nici urechi să audă cine, ce se spune acolo, au fost groparii. Groparii aveau o sarcină, să ducă sicriul acolo unde trebuia să fie dus. Groparii se grăbeau să-și împlinească datoria pentru care fusese replătiți. Groparii trebuiau să ducă mortul la groapă și pentru gropari lucrurile nu sunt așa cum sunt pentru noi. Dacă noi când ne conduce pe cei dragi, inima noastră este lipită, pentru ei este o profesie. Pentru ei este o zi ca oricare alta, ei n-au acest atașament, pentru că în fiecare zi, de mai multe ori poate în zi, ei văd același tablou. Și îmi spuneau deseori cei care am participat la multe mormântări și am văzut un soi de insensibilitate pe care au gropare, un soi de detașare. Și în dimineața aceasta aș vrea să vă spun următorul lucru. Domnul Iisus Hristos
Nu numai că spune nu plânge, dar Domnul Iisus Hristos oprește sicriul. Domnul Iisus Hristos oprește cortegiul mortuar. Domnul Iisus Hristos oprește sicriul să coboare în țărâna pământului. Domnul Iisus Hristos nu spune doar nu plânge, ci Domnul Iisus Hristos oprește întreaga durere și ceea ce a început într-un fel nu se va termina în același fel, pentru că ultimul cuvânt îl are Iisus Hristos Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. Și aș vrea numele Domnului Iisus Hristos, iubiții Domnului, să înțelegem un lucru. Momentul acesta al întâlnirii celor două mulțimi nu poate fi niciodată socotit ca o coincidență. Domnul Iisus Hristos știa ce are să se întâmple. Domnul Iisus Hristos a văzut întreaga desfășurare. Domnul Iisus Hristos, în momentul când s-a apropiat de cetate, momentul acela numit providență cerească, momentul acela al ceasului ceresc, a fost stabilit de mâna unuia care nu greșește. Și aș vrea să primești de plină încredere că Dumnezeu din cer știe toate necazurile prin care treci tu. Și la timpul potrivit, Dumnezeu din cer, când va bate ultima secundă, Dumnezeu din cer va întinde mâna sa cea binecuvântată și Dumnezeu va da izbăvire vieții tale. Să credeți că ceasul lui Dumnezeu e potrivit într-alt fel decât ceasul lumii. Stăm deseori și ne pierdem speranța pentru că ne uităm pe ceasul nostru omenesc, dar negreșit. Poate că femeia aceasta a zis în momentul în care soțul ei a fost bolnav și l-a pierdut, Doamne, izbăvește-l. Poate că după ce soțul i-a murit și s-a uitat la copilul care s-a îmbolnăvit, a zis, Doamne, ai milă de el, mi-ai luat soțul, măcar păstrează-mi copilul în viață. Și Dumnezeu din cer n-a lucrat după ceasul nostru, nici după mintea noastră. Și atunci când femeia aceasta nu mai avea absolut nicio așteptare, când inima ei era zdrobită, când inima ei nu mai avea absolut nicio încredere că ceva se poate întâmpla, Iisus Hristos, Mântuitorul, a fost acolo în acel ceas, plănuit de El, ceasul în care Domnul Iisus Hristos și-a arătat mesianitatea, a arătat că Cel ce stă acolo în față este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, este Cel ce are stăpânirea asupra vieții. Cât de târziu ar bate ceasul, cât de târzii ar fi speranțele, cât de ruinate ar fi așteptările tale, îți spun în această dimineață, este un ceas al lui Dumnezeu care bate. Și în ceasul când Dumnezeu hotărăște, atunci viața ta, necazul tău, se va întâlni cu măreția Lui. Atunci îndurarea lui Dumnezeu o vei vedea cu ochii tăi. De aceea să spunem astăzi, Doamne, dă-ne puterea să așteptăm în tăcere răspunsul Tău. Domnul să ne binecuvânteze și Domnul să ne ajute. Iubiții Domnului, aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să vă vorbesc astăzi, simbolic, pornind de la această metaforă, despre faptul că în viața noastră se întâmplă un lucru. Știu că din punct de vedere omenesc, noi într-o zi vom ajunge în țărâna pământului. Dintr-un punct de vedere omenesc, biologic, tot ce este născut va trebui să moară. Din țărână ai fost făcut, în țărână te vei întoarce. Și legea aceasta nimeni nu o poate eluda, decât dacă mărire lui Dumnezeu va veni Iisus să-și răpească biserica. Dacă Iisus va veni să-și răpească biserica, atunci trupurile noastre supuse putrezirii vor fi îmbrăcate cu trupuri de slavă și la clipeala ochiului vom fi cu El pe nori și ne vom întâlni cu Domnul Slavei. Doamne Dumnezeule, dacă Tu vrei, împlinește lucrul ăsta în generația noastră. Asta este o nădejde vie care curățește, o nădejde vie care insuflă curaj. Dar dacă lucrul acesta nu se întâmplă, noi toți vom ajunge să fim duși la groapă de cineva. Uitați-vă la dumneavoastră, indiferent ce ani ați avea, indiferent cine ați fi, într-o zi alții vă vor îmbrăca, într-o zi alții vă vor așeza într-un sicriu și într-o zi alții vă vor duce la locul de îngropăciune. Marea problemă nu este ce se va întâmpla atunci când vei muri în trupul tău biologic și te vor duce oamenii la îngropăciune. Marea problemă este că încă din timpul vieții noastre sunt gropari care ne duc spre pierzare. Încă din timpul vieții noastre sunt gropari care ne tot duc spre locul de îngropăciune. Zi de zi în viața noastră sunt unii care sunt tocmiți cu învoirea noastră, datorită greșelilor noastre, să ne tot ducă spre locul de îngropare. Și unii înainte să moară cu trupul, au murit cu sufletul. Și unii înainte să moară în trup,
au murit în suflet. Și astăzi aș vrea să vorbesc despre primul gropar. Un lucru pe care vreau să vi-l spun este următorul. Noi nu avem putere să oprim, pentru că foarte mulți oameni îmi spun, aș vrea să mă opresc din ceea ce știu că este spre pierzarea mea. Cu cât a stat de vorbă și a spus, măi omule, tu nu înțelegi că ceea ce faci te va face să-ți pierzi viața? Tu nu înțelegi că băutura asta, tu nu înțelegi că jocurile de noroc, tu nu înțelegi că avansarea în acest tip de probleme te va duce în groapă? Și ce spun oamenii? Îs conștient, sunt conștient, dar nu găsesc putere să mă opresc. De aceea binecuvântată fie mâna care s-a atins de raclă. Binecuvântată fie mâna care a oprit groparii. Binecuvântată fie mâna care poruncește și astăzi. Binecuvântată fie mâna care poate opri ca cei ce mor să moară. Slăviți să fie Dumnezeu! Primul lucru pe care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră este următorul. În momentul în care Domnul Iisus Hristos s-a atins de raclă, i-a oprit pe cei care duceau acest sicriu la groapă, unul dintre lucrurile cu care Domnul Iisus Hristos ne confruntă și pe care Dumnezeu vrea să-l vindece în viața noastră, este acest nu plânge. Dumneavoastră o să spuneți, e atât de omenesc să plângi. E foarte omenesc să plângi și consider că în momente din acestea în care îți pierzi copilul, unicul copil, n-ai cum să nu plângi și inima ta n-are cum să fie îndurerată. Totuși Domnul Iisus Hristos ne spune un lucru pe care aș vrea din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvânteze să-L înțelegem. Cel ce spune nu plânge nu este unul care toată viața lui a râs. Biblia spune că Iisus Hristos era om al durerii și atât de obișnuit cu suferința. Cel ce spune nu plânge, nu-i străin de durerea ta. Cel ce spune nu plânge, nu este cineva care să nu știe durerea ta, să nu-ți cântărească durerea ta. Viu este Dumnezeu, că El chiar acum cântărește viața noastră. Dumnezeu numără pașii vieții noastre de pribeag. Dumnezeu strânge în burduful Lui lacrimile noastre. Așa cu niciun gând să nu crezi că Dumnezeu din cer nu știa cântări durerea ta. Pentru că iată ce spune Biblia. Spune așa, Domnul Iisus Hristos, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea. Să știi că în această dimineață și în orice moment al vieții tale, când în viața ta există dureri, este unul care te vede și există unul care are milă de tine. Pentru că temeiul faptului de a mă încrede în acest cuvânt nu plânge este că Dumnezeu din cer mă vede, că Dumnezeu din cer are milă de mine. Dacă Dumnezeu mă vede și Dumnezeu are milă de mine, aș vrea să înțeleg de ce Domnul Dumnezeu îmi spune nu plânge. Și lucrul acesta aș vrea să-l înțelegem în dimineața aceasta, Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne dea viață. Vedeți, când omul vine lângă tine și îți spune, ai mă, nu mai fi trist, nu mai fi tristă. Simți că e un cuvânt. Când spune cineva, nu mai plânge, simți că parcă e ceva de conveniență, parcă simți așa superficialitate, chiar dacă omul acela ți-o spune din toată inima lui, e un cuvânt neputincios. El îți spune, nu plânge, dar e un cuvânt neputincios, pentru că lângă acest cuvânt nu mai e nimic. Domnul Iisus Hristos când spune nu plânge, nu spune doar nu mai plânge. Domnul Iisus Hristos are de gând să și intervină. Lăudați să fie Domnul. Și acum ascultați, de ce spune Domnul Iisus Hristos durerii noastre nu mai plânge? Ce credeți că gândea mulțimea care conducea pe această văduvă la groapă, cu fiul ei la groapă? Ce credeți că gândea? Mă, a murit bărbatul și acum mă, a murit și fiul său. Așa ceva... Mă, unde-i Dumnezeu? În durerea noastră, câți ne-am întrebat unde este Dumnezeu, de ce îngăduie Dumnezeu, câți nu ne-am frământat și ne-am pierdut inima. Sunt absolut convins că mulțimea care stătea în preajma sicriului, cel mai probabil, cei mai mulți dintre ei, știți ce întrebau? Unde este Dumnezeu? Și am să vă spun un lucru care este cutremurător pentru inima mea. Săptămâna aceasta am trecut printr-o mare tulburare sufletească, pentru că Una dintre femeile pe care am cunoscut-o, cu care am lucrat ani de zile împreună, cu care am împărtășit vise împreună, directoarea centrului de Pinocchio, peste drum de viață și lumină, a fost ucisă de soțul ei, împreună cu mama ei, cu lovituri de cuțit.
a murit și moartea aceasta atât de crudă, atât de samavolnică, m-a tulburat. Am stat în preajma ambelor sicrie la priveghi, am văzut-o și pe fiică, am văzut-o și pe mamă și sigur că n-ai cum să nu te tulburi în fața acestei priveliști, să spui, Doamne, o cunosc pe femeia aceasta. Au venit copiii din centru, copiii care o știau, plângând, stăteau în preajma sicriului. O femeie bună, o femeie cum se cade. Și te întrebi în fața unei asemenea situații, Doamne, de ce ai îngăduit, unde erai? Și vreau să vă spun un lucru, iubiții Domnului, ca să înțelegeți. Durerea de acest gen poate la un moment dat să te usuce cu totul în credință. Am avut momente în viață când am realizat că dacă mai permit un gram durerii să pună stăpânire pe mine, îmi pierd orice urmă de încredere în Dumnezeu. Pentru că nu întotdeauna durerea aceasta care lucrează în viața noastră este durere care te apropie de Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos când i-a zis nu plânge, știind Domnul Iisus Hristos că noi oamenii ne întrebăm unde ești Doamne? Vreau să vă spun unde era Dumnezeu. Dumnezeu era exact acolo unde era durerea. În timp ce în inima lor se ridicau întrebări unde este Dumnezeu, Iisus Hristos era acolo cu ei. Pentru că lucrul pe care în viața noastră nu-l realizăm este că din nefericire, datorită modului cum privim durerea, cum privim viața, noi nu mai știm să-L recunoaștem pe El și să recunoaștem prezența Lui. Și vă spun în această dimineață, viu este Dumnezeu, că El nu lipsește nenorocirile noastre, că Dumnezeu este prezent în necazurile noastre, dar trebuie să avem ochi să vedem, minte să înțelegem, inimă să simțim. Cine era prezent acolo? În mijlocul necazului, Iisus Hristos. Cine era Iisus Hristos? Domnul vieții. Cine era Hristos? Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Dar durerea deseori ne împiedică ca noi să vedem că El este acolo în necazul nostru. Și mă rog în această dimineață din toată inima, Dumnezeu din cer să ne dea această putere de a recunoaște prezența lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, când toată mulțimea s-a rânduit, când toată mulțimea a auzit că vine Domnul Iisus Hristos, ce au făcut? Cei care erau mai puternici s-au așteptat în față. Unul pe nume Zacheu, care era mic, cât a încercat el să se bage în seamă, n-a reușit să ajungă în față. Ba încă știind că el este ceea ce este, adică vameș, toți îl disprețuiau. Și unde s-a dus Zacheu? Într-un dud. Și când Iisus Hristos a venit, la cine s-a uitat? La cei ce erau în primele rânduri? Spre cine și-a îndreptat privirea el? Nici n-a crezut vreo clipă Zacheu că ochii lui Dumnezeu se vor ridica spre el. Nu numai că ochii lui Iisus s-au ridicat spre Zacheu, dar i-au zis, coboară Zacheie, pentru că astăzi trebuie să intru la tine în casă, pentru că astăzi Dumnezeu are un plan pentru viața ta, pentru că astăzi mântuirea va intra în casa ta. Și spun, Doamne, în necazurile mele, în greutățile mele, în suferințele mele, deschide mintea să înțeleg, deschide ochii să te văd și atinge-te, Doamne, pentru că vă spun și vă garantez în numele Domnului Iisus Hristos, mai mult decât cred că e soarele pe cer, așa am deplină încredințare, că Iisus Hristos nu ne părăsește niciodată, că în necazurile noastre El este prezent, numai că de multe ori tulburarea inimii noastre, de multe ori avalanșa aceasta a durerii îl împiedică privirii noastre și noi nu-L vedem. Ți-ai închipui vreodată că Domnul Iisus Hristos vede o femeie văduvă care mai avea doar doi bănuți, că atunci când toți veneau și își aduceau darul, ți-ai închipui vreodată că Iisus Hristos se uită într-o asemenea direcție, că Iisus Hristos o vede pe femeia aceasta care probabil a ajuns și a zis, Doamne, eu nu mai am nimic, dar tot ce am îți dau ție. Și în momentul acela pare că femeia nici n-a știut că ochii celui sfânt sunt asupra ei, că Dumnezeu din cer cunoaște ceea ce este în inima ta. Poate că nici n-a gândit, a zis, dau tot ce am și de aici încolo mor. Agar a zis la un moment dat, a dat copilul la o parte și a zis, măcar să nu văd moartea copilului meu. Și Dumnezeu i-a zis, Agar, eu sunt aici. Și Dumnezeu a deschis un izvor, că atunci când tu crezi că e singur și durerea îți blochează inima și durerea aceasta te împiedică să-L vezi pe El, El este deja prezent în necazul tău. Și mă rog în numele Lui Iisus Hristos, ochii tăi să-L vadă. Când erau cei doi pe drumul Emausului, mergeau pe drumul Emausului, plângând, îndurerați, dezamăgiți, gândind că tot ceea ce a fost cu privire la Iisus s-a încheiat cu biruința preoților, cineva mergea lângă ei. Și Biblia spune așa, ochii lor
erau împiedicați să-l vadă. De ce? Pentru că prea marea lor durere i-a golit de credință. Și eu vă spun astăzi vouă, luați durerea pe care o aveți, puneți-o la picioarele Domnului Iisus Hristos. Spuneți-i așa: Doamne, ajută-mă să nu mă las biruit de această durere. Doamne, suferința aceasta să nu mă golească de credință. Doamne, faptul acesta că mi s-a întâmplat un necaz, să nu mă îndepărteze de Tine. Doamne, fă ca suferința aceasta să mă apropie mai mult de Tine. Și, Doamne, Te rog, atinge-Te de ochii mei. Hristos, Domnul, e prezent, iubiții Domnului, în Sfintele Scripturi. Dumnezeu din cer, în momentul necazului, trebuie și-ți spune Domnul Dumnezeu: ancorează-te în cuvântul meu, crede în făgăduințele mele. Va trebui să crezi mai mult decât crezi inimii tale. Va trebui să crezi mai mult decât crezi emoțiilor tale. Va trebui să te uiți în cuvântul lui Dumnezeu și să citești: El este cu mine în fiecare zi. N-am să te las nici de cum, n-am să te părăsesc. Să crezi mai mult ce este scris decât ceea ce vezi. Să crezi mai mult ce este scris decât ceea ce simți. Să crezi mai mult ce este scris decât ceea ce ți se spune. Pentru că Dumnezeu din cer ne zice în această dimineață: oprește acest gropar care pe mulți i-a aruncat în deznădejde, pe mulți i-a aruncat în necredință. Și eu spun: Doamne, nu pot. Oprește Tu, Doamne Dumnezeul meu, acest gropar. Pune mâna pe raclă și oprește. Și fă ca durerea aceasta, și fă ca acest nu plânge să-L înțeleg. Nu e lipsă de dragoste, e prezența dragostei. Nu este lipsă de empatie din partea lui Dumnezeu, că El simte cu noi, ci este un mod de a spune: nu lăsați durerea să vă gâtuie. Nu lăsați durerea să vă scoată de pe cale. Cunosc oameni dezamăgiți care n-au mai vrut să vină în biserică. Oameni care au zis: de ce îngădui lucrul acesta? Unde erai tu când mi se întâmplau lucrurile acestea? Și știți unde era Iisus Hristos când mulțimea se întreba unde este Dumnezeu? Era prezent în mijlocul lor. Cum și în dimineața aceasta, mărire Lui e prezent aici lângă tine. Dar mă rog ca Duhul Sfânt să-ți dea sensibilitatea necesară, să-ți dea revelația, descoperirea, ca să înțelegi că n-a lipsit, că nu te părăsește, că nu te lasă, că e săpat în palmele Lui. Glorie Lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul, binecuvântat să fie Domnul. Există un al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez. Spune în dimineața aceasta: Doamne, sunt țărână și țărâna se întristează, sunt țărână și pe țărână o doare, dar Doamne, vreau din toată inima să mă ajuți să oprești groparul acesta, să mă duc în groapa desnădejdii, să mă arunce, Doamne, în brațele disperării. Aș vrea, Doamne Iisuse Hristoase, să-mi păstrez încrederea în Tine. Poate că sunt momente când trebuie să doar să strângi din pumn, să încleștezi dinții și să mergi înainte și să spui: dacă ochii mei nu te văd, eu cred că ești prezent. Dacă inima mea nu te simte, eu cred că Tu lucrezi, pentru că e scris. Pentru că e scris. Pentru că e scris. Între ce spun ei și ce spune El, crede ce este scris. Între ce spune inima și ce spune mintea din partea lui Dumnezeu, crede ce spune mintea, că El este viu și este de partea ta. Glorie lui Dumnezeu. Acum, spune Biblia un lucru: că mortul s-a sculat, că mortul s-a ridicat în capul oaselor. Sunteți prezenți? Mă ajutați? Spune Biblia că mortul, versetul 15, a șezut în capul oaselor. Păi eu vă întreb pe dumneavoastră, poate mortul să se ridice? Adică, cum adică mortul a șezut în capul oaselor? Că e destul de înspăimântătoare imaginea asta. Păi ori e mort, ori e viu, că trebuie să știu și eu despre ce e vorba. Mortul s-a ridicat, s-a sculat în capul oaselor și a început să vorbească. Aș vrea, iubiții Domnului, să vă mai vorbesc în această zi de un gropar tocmit de diavol să ne ducă la groapă prin patimile noastre, permițându-i să ne ducă în direcția greșită. Aș vrea ca tu să fii în brațele lui Hristos, aș vrea să fii încolonat după Domnul Iisus Hristos și să nu te ducă groparii ăștia în groapă, ci tu cu Domnul Iisus să mergi înainte. Și al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este următorul. Dumneavoastră credeți că toți aceia care respiră și trăiesc? Ia trage aer în piept. Binecuvântat să fie Domnul. Funcționează bine soba. Dar dumneavoastră credeți că dacă noi respirăm, mâncăm, dormim, fiecare cât doarme, cât poate, neapărat și trăim?
Această expresie mortus a ridicat în capul oaselor vorbește despre unul dintre groparii teribile ai vieții noastre și care este lipsa de spiritualitate. Căci viața nu înseamnă doar să ai plămâni rinichi, viața nu înseamnă doar să ai organe, viața nu înseamnă doar să ai o existență biologică, ci viața înseamnă ceva mai mult. Și aș vrea să citim împreună din 1 Timotei 6:12. 1 Timotei 6:12. Spune așa Biblia. Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă, zice stare, apucă, apucă nu viața biologică, pentru că tot ceea ce înseamnă de multe ori lupta noastră este să apucăm viața aceasta care este aici. Fiecare vrea partea mai mare din plăcintă, fiecare vrea partea mai mare din viață, fiecare dintre noi vrea să-i fie cât de bine și noi am uitat că adevărata viață nu este aceasta pe care noi tot căutăm zi după zi să o facem să fie cât de bună. Adevărata viață este să apuci viața veșnică, binecuvântat să fie Domnul, la care ai fost chemat. Uitați ce spune 1 Timotei 6:19, câteva versete mai jos, 7 versete. Că oamenii lui Dumnezeu trebuie să-și strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie ca să apuce, spune stare, să apuce. Dacă asta este adevărata viață, înseamnă că viața adevărată este existența noastră spirituală. Adevărata viață este cea care ne așteaptă cu Dumnezeu în cer. Ce este aici este viață, dar nu e adevărata viață. Este viață, dar e finită. E viață, dar e temporară. Și adevărata viață e viața veșnică. Poți să fii binecuvântat de Dumnezeu peste măsură. Și aș vrea în dimineața aceasta să știu dacă e un martor aici. Dacă am măcar un martor care se poate spune, măcar o dată în viață, Dumnezeu m-a scăpat dintr-un necaz mare. Un martor dacă este. Oh, câți martori sunteți. Și sper să nu ridicați mâna cu ușurință. Dacă Dumnezeu te-a scăpat dintr-un necaz, dacă Dumnezeu te-a scăpat dintr-un necaz, ce ai făcut după ce Dumnezeu te-a scăpat din necaz? Tu ai demonstrat că singura viață de care îți pasă e viața trupului. Pentru că atunci când Dumnezeu te-a scăpat din necaz, dacă n-ai învățat de ce te-a scăpat Dumnezeu din necaz, Dumnezeu nu te-a scăpat din necaz ca să mergi înainte cum ai mers până la acel necaz. Dumnezeu te-a scăpat din necaz ca să-ți îndrepți fața spre Dumnezeu. Dumnezeu te-a scăpat din necaz ca să înțelegi cât de bun e Dumnezeu. Dumnezeu te-a scăpat din necaz ca să-ți lumineze mintea și să înțelegi că adevărata viață nu este ceea ce lumea descrie. Adevărata viață e viața veșnică, viața care trebuie apucată, o viață pentru care trebuie să te pregătești. Lăudat să fie Domnul și binecuvântat să fie Domnul. Biblia spune în felul următor, Iisus Hristos, după ce l-a înviat pe acest tânăr, în prima fază, mortul s-a sculat în capul oaselor, după care, spune Biblia, a început să vorbească. Și Biblia spune că l-a dat înapoi maicii sale. Amin. Ce înseamnă lucrul ăsta? Asta înseamnă că Dumnezeu din cer, nu pentru neprihănirea Lui, nu pentru faptele făcute de El în credință, s-a îndurat și a făcut o minune, ci pentru lacrimile unei mame, pentru durerea unei mame, care a zis, Doamne, fiul meu n-a trăit, fiul meu n-a trăit, e prea devreme, e prea timpuriu, sunt lucruri nerezolvate, sunt lucruri care au rămas nerezolvate și Iisus Hristos, făcându-i se milă de această mamă, spune că l-a înviat pe fiu, nu pentru meritele lui, nu pentru că a găsit în el ceva anume, ci de dorul, de durerea acestei femei, pentru că a vrut să o mângâie pe femeia aceasta întristată. Și în dimineața aceasta vreau să vă spun un lucru, viu este Dumnezeu, că dacă n-ai o mamă, tot ai un mijlocitor. Dacă n-ai o mamă, e cineva care s-a pus chezaș pentru tine. Chiar dacă n-ai o mamă, e cineva care a murit pentru tine și care cu suspine negrăite mijlocește înaintea lui Dumnezeu ca tu să fii salvat și eu să fiu salvat. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Acum, dacă acest copil s-a întors la mama, ce credeți că ar fi vrut să audă mama? Mamă, am trecut printr-o vale, cum n-am gândit? Mama m-a învățat că viața e fragilă. Mama m-a învățat că socotelele de acasă nu se potrivesc cu socotelele lui Dumnezeu. Că noi spunem 15 ani și gândim că mai avem vreo 70.
Că noi spunem 20 de ani și gândim că mai avem nu știu câte zile. Dar Dumnezeu din cer m-a învățat trecând pe aici că niciodată nu știi ceasul când Dumnezeu te poate chema acasă. Mama m-a învățat că eu trebuie să-mi număr bine zilele ca să capăt o inimă înțeleaptă. Mama m-a învățat că după ce omul închide ochii, vine o judecată. Și acum Dumnezeu m-a oprit din drumul acesta al judecății pentru că eram nepregătit și m-a dat înapoi vieții și m-a dat înapoi ție, nu să iau de la capăt cu lucrurile care m-au dus unde m-au dus, ci să mă opresc din lucrurile care m-au dus aici, să mă întorc cu toată inima la Dumnezeu și să pot să spun, eram mort și acum am înviat, eram mort și acum am fost trezit la viață, eram mort și acum El m-a scos din mormânt, eram mort și El m-a adus din nou la viață, eram condamnat și El m-a iertat, eram sortit pe irii și El mi-a dat viață. Pentru că asta trebuie să înțelegi de la toate intervențiile lui Dumnezeu. Există un gropar al vieții noastre care se numește lipsa de spiritualitate, faptul că nu trăim o viață de credință, faptul că nu ne punem inima să înțelegem că viața e mai mult decât existența noastră biologică, mai mult decât existența noastră economică, mai mult decât existența noastră socială. Toate acestea sunt haine care într-o zi le vei dezbrăca, dar Biblia spune luptă-te lupta cea bună ca să apuci viața veșnică la care Dumnezeu te-a chemat. Binecuvântat să fie Domnul, slăvit să fie Domnul Dumnezeu. Într-un moment anume, Domnul Iisus Hristos a fost, când învăța poporul, a fost confruntat cu o situație. I-au adus, târâindu-i aproape, o femeie prinsă în prea curvie. Au așezat-o înaintea lui și au zis, după lege, Moise ne spune să omorâm pe astfel de femei cu pietrele, să o ucidem. Tu ce zici, dar? Și Iisus Hristos spune cuvântul lui Dumnezeu, a tăcut, a scris în praful în țărână, dar fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, s-a ridicat și a zis, cine dintre voi este fără de păcat? Să arunce primul piatră. Atunci ei s-au rușinat și începând cu bătrânii, că e mai aproape moartea de bătrâni, începând cu bătrânii, au lăsat pietrele jos. Și la un moment dat Domnul Iisus Hristos îi zice acestei femei, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Și ea spune, nimeni, Doamne, du-te și nu mai lua de la capăt. Du-te și nu mai fă ceea ce ai făcut. Pentru că Dumnezeu nu intervine în viața ta ca tu să o iei de la capăt și să trăiești tot în firea ta pământească, ci viu este Dumnezeu că mila Lui, viu este Dumnezeu că intervenția Lui, sănătatea pe care ți-a dat-o, vindecarea miraculoasă pe care ți-a dat-o. Dumnezeu când a lucrat în viața ta, știi ce spune? Am făcut lucrul acesta ca să te ridici în capul oaselor și să trăiești ca un om viu pentru împărăția lui Dumnezeu, să nu mai faci ceea ce ai făcut, ci să trăiești ca un copil de Dumnezeu. Ajută-ne, Tată, și binecuvântează-ne. Du-te și să nu mai păcătuiești, pentru că alminteri înseamnă că toată existența ta se reduce la viața biologică. Tu ai un Dumnezeu al zilei, n-ai un Dumnezeu al veșniciei. Ai un Dumnezeu al momentului, n-ai un Dumnezeu al vieții întregi. Ai un Dumnezeu cu care să treci peste necazuri, dar nu un Dumnezeu cu care să înțelegi că trebuie să trăiești, pentru că vine ceasul când vom fi în fața lui Dumnezeu și adevărata viață înseamnă să intri în veșnicie. Că nu va mai fi nimic de negociat, că nu va mai fi nimic de îndreptat. Ori te va găsi Dumnezeu fecioară înțeleaptă, ori te va găsi Dumnezeu fecioară neînțeleaptă. De aceea zic, Domnul să ne ajute. Apoi spune Biblia că atunci când Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de Betesda, unde erau pridvoarele cu acea apă pe care îngerul o atingea, acolo a găsit un om în neputința lui și când l-a vindecat, Domnul Iisus Hristos s-a dus și a zis, iată că acum te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Mortul s-a ridicat în capul oaselor și ar fi putut să aibă în continuare viață biologică, dar dacă Dumnezeu a oprit groparul vieții tale și Dumnezeu din cer te-a oprit din putreziciune și din pierzare, dacă Dumnezeu a intervenit cu mână tare, nu este ca să o iei de la capăt. Nu suntem aici decât ca să învățăm că trebuie să fim cu Dumnezeu până la capăt, să nu mai păcătuim, ca să nu se întâmple ceva mai rău. S-a pus Dumnezeu cheza, s-a pus Dumnezeu în fața necazului, pe El și asupra Lui au fost toate păcatele noastre. El le-a dus ca un miel la cruce, El s-a răstignit pentru tine și a plătit cu viața pentru ca noi să trăim, dar nu ca să o luăm de la capăt, ci ca să nu ni se întâmple ceva mai rău.
Du-te, spune Hristos, nici eu nu te osândesc. Și spun astăzi, îți mulțumesc, Doamne, că nu mă osândești. Îți mulțumesc, Doamne, că nu pui asupra mea vinovăție. Dar să nu mai păcăduiești. Pentru că, Almider, chiar dacă tu te ridici din raclă și ai viață biologică, dacă tu iei de la capăt, tu tot mort ești. Doar că biologic. Și aș vrea în ziua de astăzi să spun așa, Duh Sfânt al lui Dumnezeu, înviază sufletul nostru, adu-l la viață, lasă apa cea vie să curgă și binecuvântează-ne cu faptul de a fi conștienți, Doamne, și binecuvântează-ne cu puterea aceasta de a fi conștienți de ceea ce se întâmplă. Și închei spunând ultimul lucru. Iisus Hristos a atins de raclă și a oprit pe cei ce duceau sicriul la groapă, pentru că în viața aceasta numai mâna Lui poate să oprească pe cei ce sunt tocmiți cu învoirea noastră să ne ducă spre groapă. Și în dimineața aceasta există o durere, căreia Dumnezeu îi spune în felul următor, nu lăsa durerea aceasta să te înstrăineze de mine. Frații mei, scuturați-vă de faptul de a vă fi milă de voi prea mult. Nu vă victimizați, ci spuneți în dimineața aceasta în felul următor, eu știu că Dumnezeul meu e prezent în viața mea. Chiar dacă ochii mei poate nu-L văd, chiar dacă durerea mă împiedică, eu știu că El este prezent, că mi-a promis, ce-i scris e scris. Și indiferent de ce fac eu, Dumnezeu împlinește cuvintele Lui și cuvintele Lui sunt da și amin și făgăduințele Lui sunt da și amin. Și dacă Dumnezeu a zis, sunt cu voi în fiecare zi, El nu minte. El nu minte. În al doilea rând, gândiți-vă, suntem prezenți în dimineața aceasta și iar mărturisim spre lauda lui Dumnezeu că Dumnezeu ne-a purtat de grijă, că Dumnezeu ne-a binecuvântat, că Dumnezeu pe unii ne-a salvat, că pe unii Dumnezeu ne-a vindecat și suntem aici prezenți. Așa e că Dumnezeu a fost cu tine, așa că Dumnezeu și-a întins mâna, El și-a întins mâna și Dumnezeu are milă de tine ca să înțelegi să nu iei de la capăt. De aceea, datorită acestei mari îndurări a lui Dumnezeu, haideți să răspundem lui Dumnezeu cu o inimă aleasă și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, nu vreau să mă ridic în capul oaselor ca un mort. Vreau să mă ridic în capul oaselor ca unul viu, care am înțeles ce ai făcut pentru mine și te binecuvântez. Și încheiem spunându-vă ultimul lucru. În momentul în care Biblia spune că acest tânăr a înviat, un lucru s-a întâmplat. Versetul 16. Toți au fost cuprinși de frică. Că există, iubiții Domnului, un al treilea gropar în viața noastră. Și groparul acesta este frica. Dumneavoastră, de multe ori, vă încurajați declarând cu gura ceea ce în mod real inima nu stăpânește. Ceea ce, de fapt, în mod real mintea nu stăpânește. Și sunt foarte mulți oameni care trăiesc în frică. Sunteți aici? Frica de moarte, frica de faptul că nu o să mai ai bani, frica că o să fii părăsit, frici diferite. Și omul trăiește cu frică. Și foarte mulți oameni trăiesc în frică. Și frica a paralizat pe mulți dintre noi și chiar dacă noi nu ne cunoaștem, trăim cu această frică. Și Domnul Iisus Hristos spune în felul următor. În momentul în care El este prezent, frica aceasta pe care noi o avem, trebuie nu să fie eliminată, cât să fie transformată. Aleluia! Că mulțimea aceasta care trăia în frică și știți ce gândeau probabil cei care erau acolo? Gândeau în felul următor. Deci te mai uiți în sicriu și spui, o, Doamne, ai nici nu seamănă cu cel ce a fost. Te mai uiți în sicriu, te mai gândești la tine și spui, într-o zi o să fiu acolo. Și trăiești o frică. Cei care duceau cortegiu, erau un cortegiu funerar și duceau acest tânăr la groapă, se mai uitau din când în când, se mai uitau la mamă. Și probabil că o altă mamă ar fi zis, o, dacă eu aș fi trecut pe aici, probabil că mi-aș fi pierdut mințile. Și probabil că trăim în această frică permanentă, căutând și uitându-ne la oameni. Dar în momentul în care Iisus Hristos a intervenit, mărire lui Dumnezeu, și acest tinerel s-a ridicat din sicriu, o frică a prins pe toți cei prezenți, care ce făceau? O frică prin care ei slăveau pe Dumnezeu și au început să strige, Dumnezeu ne-a ridicat un proroc, Dumnezeu a cercetat poporul, Dumnezeu a cercetat viața noastră, pentru că există o altfel de frică pe care Dumnezeu în dimineața aceasta vrea să te învețe despre ea, să nu trăiți cu frica că nu o să aveți ce mânca, să nu trăiți cu frica că nu o să aveți ce îmbrăca, să nu trăiți cu frica că veți fi părăsiți, să nu trăiți cu frica că rugăciunile voastre nu vor fi ascultate, dacă din morți i-a dat fiul mamei, cu cât mai mult copiii tăi sunt vii. Cu cât mai mult copiii tăi sunt vii. Și Biblia spune, iubiții Domnului, că în momentul acela Domnul Iisus Hristos ne-a vorbit
despre altceva, despre această frică și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să vă spun un lucru. Am rămas atât de impresionat și s-a schimbat în inima mea ceva, pentru că săptămâna aceasta în care am tot frământat moartea acestei prieteni dragi, am văzut acum de curând o fotografie că fiica și mama au murit îmbrățișate. Mama a sărit să-și apere copilul și a căzut și ea victimă. Și au murit îmbrățișate și asta mi-a mângâiat puțin sufletul, pentru că ce m-a durut a fost violența morții. Am tot gândit cu mintea mea ce-au simțit ele în momentul acela când au văzut și sfârșitul acesta atât de tragic. Dar faptul că au murit îmbrățișate spune ceva. Faptul că și-au găsit una în alta, un reazăm, spune ceva. Și am să vă spun ceva, iubiții Domnului. Iisus Hristos a ajuns în curte la Iair. Toată lumea aceea plângea și bocea și el s-a întrebat mirat, ce este larma aceasta, de ce plâng? Același lucru Hristos l-a manifestat ca aici, în fața acestui cortegiu. Nu plângeți. Cum să nu plângem? 12 ani avea copila. Nu plângeți, copila doarme. Și am zis lui Dumnezeu, ce vezi tu, nu vedem noi. Ce știi tu, nu știm noi. Cum gândești tu, nu gândim noi. Cum poți tu, nu putem noi. Și în momentul în care i-au zis, Lazar a murit. Și dacă ai fost aici, fratele meu, nu murea. Știți cum a plecat Hristos spre Lazar? Mă duc să-l trezesc pe prietenul meu. Mă duc să-l trezesc. I-a zis despre fetiță, fetița n-a murit, ci doarme. Pentru că unul dintre lucrurile care trebuie să ne aducă o deplină biruință asupra fricii este că Hristos nu vede moartea cum o vedem noi. Hristos se uită spre moarte și spune, tu nu ești nimic. Pentru că El a zis despre El însuși, eu sunt calea, adevărul și viața. Și în fața vieții, moartea n-are nicio putere. Hristos n-a băgat-o în seamă. Noi facem din moarte ceva care de multe ori ne domină. Hristos a tratat-o atât de indiferent. A tratat-o ca pe ceva care n-are greutate. De aceea vă spun astăzi, nu vă temeți! Aleluia. Nu vă temeți! Nu vă temeți! Ne e frică! Deseori ne e frică! Biblia spune așa în 2 Timotei 1:7. Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Frica mea nu este frica de ce se întâmplă în jurul meu. Frica mea e frica de a nu-L dezamăgi pe Dumnezeu. Adevărata frică e frica de a nu-L dezamăgi pe Dumnezeu. Biblia spune în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 18. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Știți, iubiții Domnului, de ce ar trebui să ne avem frică? Pentru că pedeapsa care ne dă pacea a căzut asupra Lui și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Pentru că pedeapsa te face să ai frică, gândul că vei fi pedepsit, că nu ești bine. Și în dimineața aceasta Domnul Iisus Hristos spune în felul următor, eu am puterea asupra morții. Ceea ce noi vedem moarte, ceea ce noi vedem desființare, ceea ce noi vedem anihilare, Dumnezeu vorbește despre somn. Zice, trezește-te, ridică-te, scoală-te, n-a murit, doarme. Mă duc să-l trezesc pe prietenul nostru Lazar. Dincolo de ceea ce noi vedem, există ceva ce Dumnezeu vede și știe. El să ne binecuvânteze. Spune Biblia că noi nu trebuie să mai fim robi frici în Evrei 2:14, astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele. Pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robi toată viața lor. Glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Îi mulțumesc Domnului! Și ascultați-mă un lucru! Cum ar trebui să zbiruiești frica? Trebuie să zbiruiești frica spunând în dimineața aceasta următorul lucru. Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Iisus Hristos este învierea. Iisus Hristos este răscumpărarea. Pedeapsa mea a luat-o El
și pot în dimineața asta să spun, Doamne, trăiesc prin îndurarea Ta. Nu mi-e frică, Doamne, de moarte, pentru că moartea e un somn, Tu o vezi și poruncești morții și moartea n-a putut să facă nimic. I-a zis, scoală-te, s-a sculat. Lazar era mort de 4 zile și a ieșit pentru că Dumnezeu a spus, ieși afară, Lazar, nu vă temeți. Singura frică care trebuie să o avem e frica de a nu-L dezamăgi pe Dumnezeu. Nu vă lăsați robiți de frica de a nu avea, de a nu îmbrăca, frica că vom fi părăsiți. El este cu noi în fiecare zi. Singura frica mea este să nu-L rănesc pe Cel ce a avut răni pentru mine. Este să nu-L dezamăgesc pe acela care a murit pentru mine. E singura frică. Și mai există un al doilea motiv pentru care ar trebui să nu ai frică. Către cine credeți că și-a îndreptat privirea tinerelul când s-a ridicat în capul oaselor? Mamă, o mamă, îți mulțumesc că nu m-ai părăsit, îți mulțumesc că te-ai rugat pentru mine și găsesc o rațiune de a trăi prin faptul că vreau să răsplătesc cu viața mea lacrimilor tale. Mai e cineva care nu te-a părăsit? Mai ai o soție care te iubește? Mai ai o mamă care se roagă pentru tine? Mai sunt oameni care te iubesc și pentru ei trebuie să te ridici în numele Domnului Iisus Hristos fără frică și să mergi înainte. Dumneavoastră credeți că noi, bărbații, n-avem fricile noastre? Bărbaților, câți dintre voi ați avut frică că nu o să primiți banii, că nu o să puteți duce familia? Cine dintre noi poate fi sincer în dimineața asta? Da, restul Dumnezeu să vă ierte. Și ce ați făcut cu frica asta? V-ați dus și a spus soției, draga mea, mi-e frică de mor. Draga mea, nu cred că o să avem nicio șansă, suntem terminați. Nu! Și ce ați făcut? V-ați dus înaintea lui Dumnezeu și ați strigat. Tu poți! Tu ești Dumnezeu care poți! Doamne, vreau să port grijă alor mei! Dă-mi putere pentru că am de iubit! Pentru că am de iubit! Și cât am de iubit, mă ridic în capul oaselor și merg înainte. Pentru că ai de iubit pe cineva. Ai de dus până la bun sfârșit, ai copii pe care trebuie să iubești, ești iubit de copiii tăi, ești iubit de cei de lângă tine. Și o să spuneți, da, dar eu n-am pe nimeni. Vreau să întreb, e aici o familie gata să primească pe cel care n-are pe nimeni? O familie sfântă care e gata să îmbrățișeze pe cel care n-are pe nimeni? Mama mea și tatăl meu mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Familia sfântă. Iubiții Domnului, ne biruim frica pentru că încă mai avem de iubit. Încă mai avem de iubit. Trebuie să răsplătim unii altora în dragoste. Trebuie să ne binecuvântăm unii pe alții în dragoste. Și îți biruiești frica prin faptul că trebuie să dai ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Hai să întreb cel puțin slujitorii. Frații mei, ați avut momente când ați văzut anvonul ăsta care are 200 de chile și cât un munte și până ați ajuns la el deja simțeați că nu aveți ce să spuneți și v-a fost frică și nu știați cum o să fie? Câți dintre voi, da, să fim sinceri înaintea Dumnezeu, și de ce ați urcat? Pentru că e cineva de iubit. Pentru că e ceva de dăruit. Pentru că voi așteptați ceva din partea noastră. Așteptați ca Dumnezeu să lucreze prin noi. De câte ori ați avut teamă că nu o să vă iasă? Ați învățat poate și ați repetat un cântec. De câte ori poate corul a stat și a zis, cum va fi dimineața asta? Nu știm dacă o să ne iasă. Dar de ce ați urcat aici? Pentru că oamenii aceștia sunt de iubit. Și pentru că te ridici în capul oaselor și continui să mergi, întâi de toate, pentru că Iisus Hristos este viața, pentru că El este biruitorul morții, pentru că El are ultimul cuvânt, pentru că în biruința Sa e și biruința mea, pentru că în El sunt ascuns eu cu Dumnezeu și în al doilea rând lupt și îmi birui frica, pentru că sunt oameni cărora trebuie să le spun, vreau să trăiesc pentru voi, vreau să trăiesc pentru voi, vreau să trăiesc pentru voi. Și în birui poate teama de una sau de alta pentru că meritați iubiți. Și pentru că am fost iubit. Și pentru că am fost iubit, vreau să iubesc. Pentru că cineva a mijlocit pentru mine. Pentru că atunci când mi-a fost greu, cineva a mijlocit. A venit cineva acum de curând, cred că din Republica Moldova. Și a zis următorul lucru. Frate, zice, m-am întâlnit cu o soră bătrână. Și mi-a zis în mod, zice, neapărat trebuie să te duci să vorbești cu fratele Florin. Și a zis, ce să-i spun? Să-i spui că zi de zi mă rog pentru el. Și fratele a fost atât de mirat. Ce frate, o bătrână, nici n-ai zice. Și am zis, l-ați întâlnit vreodată? Niciodată, zici. Dar l-ascult. Și a zis, eu mă rog pentru omul ăsta în fiecare zi. Știți ce am simțit când am auzit asta? Dă-mi putere, Doamne!
să rămân în picioare, pentru că am o datorie de onorat. În dragoste am fost înviat, prin dragoste am fost înviat, prin dragoste m-am ridicat din moarte, prin dragoste am fost mulți din lanțurile păcatului și pentru această iubire trebuie la rândul meu să biruiesc. Cu toate îngrijorările, cu toate lucrurile care trebuie să lupți, să birui, aș vrea să vă invit respectuos să ne ridicăm și aș vrea să vă vorbesc acum până când Alin se pregătește, să vă povestesc despre o pildă. Există ceva, dacă poți, Mădălina, să pui imaginea și să vorbesc despre o tânără. Știu că, cum vi se pare tânăra aceasta? Mi se pare o fată reușită, nu? Ea se numește Irina. Vezi, Irina a făcut un lucru, cum poate mulți dintre noi facem sau am făcut cândva până să cunoaștem pe Domnul. Și-a făcut un prieten, Mihai, și a rămas însărcinată. Dar există în viața fiecărui om, oricât de departe se aduce, un moment când spune, mai mult de atât nu fac. Și când a rămas însărcinată, el a zis, abortează. Și a zis, nu. Dacă Dumnezeu a dat viață, eu vreau ca acest copil să-l păstrez. El a insistat foarte mult ca ei să aborteze. Au avut certuri mari. Și femeia aceasta a zis, nu, pentru că e o viață în mine. Eu nu sunt ucigaș. Eu vreau să am acest copil și să-l cresc, indiferent că vei rămâne sau nu lângă mine. Bărbatul acesta, într-un moment de furie, a pus mâna pe un bolovan și a zdrobit capul. A ascuns și pe Irina și copilul nenăscut l-a ascuns undeva. Poliția l-a găsit. Acum l-au condamnat la 30 de ani de închisoare. Fata aceasta a avut curajul să spună ce este în mine de la Dumnezeu, vreau să duc la bun sfârșit. Eu nu știu care este teama cu care în dimineața aceasta te confrunți, dar vreau să spun un lucru. Ceea ce tu numești într-un fel, Dumnezeu nu vede la fel. Lanțurile se pot rupe. Moartea poate să dea înapoi. Ce-ai pierdut, Dumnezeu poate să-ți dea înapoi. Și în dimineața aceasta vreau să spui împreună cu mine, Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. El este biruitorul morții. Iisus Hristos a frânt boldul morții și asupra ta nu mai are putere. Spune în această dimineață, Doamne, vreau să-mi birui frica și să mă supun ție. Ridică-te și spune vieții tale în felul următor. Mai am oameni de iubit, mai am oameni de binecuvântat, mai am oameni de smulți, mai am oameni pe care trebuie să-i îmbogățesc. Am fost iubit și trebuie să iubesc. Mi s-a dat și trebuie să dau. De ce sunteți în dimineața asta la cor? Pentru că bun a fost Dumnezeu cu viața voastră. Pentru că bun a fost Dumnezeu cu voi și v-a binecuvântat și ați dorit să fiți o binecuvântare pentru cei ce vă ascultă. Așa este. Ați dorit să aprindeți în inima lor această dorință de a fi mai aproape de Dumnezeu. De ce suntem aici în dimineața aceasta? De ce dorim să mergem înainte? Pentru că sunt copii de ai noștri pentru care trebuie să luptăm, dragi de ai noștri care încă n-au văzut pe Domnul. De aceea biruieți frica prin puterea dragostei față de cel de lângă tine și lasă-te biruit de dragostea celui care te-a adus la viață. Viu este Domnul. Că e durere, că e lipsa spiritualității sau frică. În această dimineață spune, oprește, Doamne, groparii vieții mele. Oprește pe aceia care mă duc spre groapă să mă arunce, Doamne, în desnădejde. Vino, viață, vino, înviere. Și spune durerii tale așa, nu, El e aici. Spune durerii tale, nu, El e aici. El este deja prezent. Nu e o întâmplare că Dumnezeu era acolo. Nu e o întâmplare că Iisus Hristos era acolo. El programase ceasul întâlnirii. Și la vremea potrivită ochii tăi vor vedea. Și la vremea potrivită vei înțelege. Și spune în dimineața aceasta, Doamne, Tu nu mi-ai dat mie, Doamne, ce mi-ai dat. Nu mi-ai dat bani să-mi bați joc de viață. Nu mi-ai dat sănătate ca să devin povară celor din jurul meu. Ți-ai întins mâna spre mine și mi-ai zis, eu nu te osândesc.
dar du-te și nu o lua de la capăt. Ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. De dragul tău vorbește Hristos așa. În dimineața aceasta propuneți și spune așa: vreau să devin un om mai bun decât am fost. Vreau să fiu mai duhovnicesc. Că în cele firești nici nu trebuie să te antrenezi. În cele firești pur și simplu te duci de valma la vale, fără să-ți propui. În dimineața aceasta spuneți în felul următor: Doamne, vreau din toată inima să fiu mai duhovnicesc. Dacă te-ai atins de viața mea și mi-ai arătat îndurare, e pentru că tu de la mine ai o așteptare, că eu să trăiesc potrivit, Doamne, cu cerințele tale. Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeul nostru, și te binecuvântez. Și mă rog în dimineața aceasta, fricile, Doamne, care de multe ori ne-au îngenunchiat viața, ne-au paralizat voința, fricile acestea, Doamne, care ne-au înghețat, ajută-ne, Doamne, Dumnezeul meu, fricile acestea să fie tămăduite și să vină peste noi frica de Domnul, acea frică de a sta în prezența măreției tale, frica aceea care te face să exclam: Dumnezeu a cercetat casa mea, Dumnezeu a cercetat sănătatea mea, Dumnezeu a cercetat poporul său. Și un mare proroc s-a născut în mijlocul nostru. Îți mulțumesc, Tată Sfânt din ceruri, și ajută-ne în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegem, Doamne, că ceea ce noi numim dezastru, nenorocire, ceea ce noi spunem imposibil, la Tine nu e așa. Tu nu privești moartea cum o privim noi. Tu ai spus: scoală-te, ridică-te, și moartea s-a executat, pentru că ești viața. Și te rog, Tată Sfânt din ceruri, dă-ne biruința să călcăm peste teamă prin faptul că avem oameni de iubit. Să ne smulgem, Doamne, Dumnezeul meu, aceste atitudini fataliste, de resemnare, și să mergem înainte spunând: am oameni de iubit, oameni care m-au iubit, am părinți de îngrijit, am încă rugăciuni de făcut, am încă, Doamne, Dumnezeul meu, kilometri de alergat, sunt încă lacrimi de șters. De aceea, Doamne, îmi voi birui teama și voi merge înainte de dragul celor care la rândul lor au vărsat lacrimi pentru Tine, pentru mine. Și te rog, Doamne, dă-ne curajul de a ne ascunde în învierea Ta. Dă-ne curajul, Doamne, să privim spre Cel ce este viu, spre Cel ce a biruit lanțurile morții și a călcat cu moartea pe moarte, s-a ridicat din mormânt și este viu. Tu ești biruința noastră, totul este cu putință celui ce crede. Nu-i nimic prea greu pentru Tine. Nu-i nimic, Doamne Dumnezeul meu, care Tu să nu poți face pentru cel ce e credincios și cere, Doamne Dumnezeul meu, prin rugăciune intervenția. Nu, Doamne Dumnezeul meu, totul e cu putință celui ce crede. În dimineața aceasta, durerea, lipsa spiritualității, Doamne, frica, Tu să le oprești, să ne eliberezi. Ca să trăim, Doamne Dumnezeul meu, să trăim cu o inimă plină de bucurie, să trăim duhovnicește înaintea Ta, ca niște oameni spirituali, și să avem curaj, Doamne, curaj să mergem înainte, îndrăzneală în numele Lui Iisus Hristos, să avem curaj de dragul celor care sunt lângă noi. Îți mulțumim, Tată Sfânt din ceruri.